Să fii voluntar pentru un adăpost de animale este un lucru bun pentru sănătatea emoțională, fizică și mentală. Asta au simțit elevii din cadrul Colegiului Național Gheorghe Țițeica în momentul în care au demarat o acțiune caritabilă de strângere de produse constând în hrană pentru câini și pisici. Adăposturile și ONG-urile vin în ajutorul animalelor abandonate care trăiesc pe străzi din cauză că au rămas într-un fel sau altul fără stăpân. Astfel că oamenii cu suflet mare demarează tot felul de acțiuni de strângere de fonduri sau de hrană pentru animalele fără stăpân. Asta s-a întâmplat și în cadrul Colegiului Național Gheorghe Țițeica, unde elevii au dorit să facă o faptă bună. La Colegiul Național Gheorghe Țițeica am demarat această activitate de voluntariat din dorința de a învăța tine noștri să ajute, să doneze, să fie activi în tot felul de activități, de proiecte. Bine, nu este singura activitate de genul acesta care se desfășoară la noi în școală. De-a lungul anilor am avut tot felul de astfel de proiecte care au învățat copiii să se dezvolte frumos, le-a dezvoltat personalitatea, creativitatea. Acum, în cadrul acestui proiect, am strâns hrană pentru animalele fără adăpost și ne-am decis să donăm unui adăpost de animale, din dorința de a ajuta măcar puțin, pentru că ajutorul nostru este relativ mic, dar raportat la nevoile unui astfel de centru. Dar încercăm și cu altă ocazie să repetăm această activitate. Acțiunile de caritate sunt o tradiție pentru elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica, cei care încearcă de fiecare dată să ajute, mergând pe premisa dar din dar se face rai. De această dată, elevii au demarat o activitate de strângere de fonduri, dar și de hrană pentru necuvântătoarele din cadrul unui adăpost din județul Mehedinți. Aceasta a fost o acțiune caritabilă, una dintre cele care s-au desfășurat pe parcursul anilor la liceul nostru și a constat în strângerea de alimente pentru animalele nevoiașe de la foarte multe centre din județul Mehedinți. Eu personal am donat câteva kilograme de bobițe pentru căței, iar acestea se vor duce la un adăpost care adăpostește 200 de căței. Tu ai căței, ești iubitor de animale? Da, am 3 căței, iubesc animalele foarte mult. Pentru elevi, animalele de companie înseamnă foarte mult. De cele mai multe ori, acestea sunt considerate chiar membrii ai familiei. De aceea, aceste acte de caritate sunt făcute frecvent, pentru ca și animalele fără stăpân să aibă parte de hrană. Am desfășurat o acțiune caritabilă, am strâns și am donat mâncare de câini și de pisici pentru un adăpost și... Tu iubești animalele, ai căței? Am și un cățel și o pisică, într-adevăr iubesc animalele, consider căței cei mai buni prieteni ai omului și de asta m-am implicat, din cauza că nu suport să știu că unii căței o duc rău sau nu sunt tratați cum ar trebui. Foarte multe animale din România se află în situații dificile sau nu au un adăpost. În aceste cazuri, aproape fără speranță, intervin adesea organizațiile de caritate și adăposturile afiliatelor pentru a le oferi acestora un acoperiș și îngrijirea necesară. Organizațiile sunt non-profit, ceea ce înseamnă că au nevoie de ajutorul nostru, fiecare cât poate pentru a ne ajuta micuții prieteni și de ce nu chiar să adoptăm. De asemenea, elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica au realizat și o strângere de alimente pentru refugiații din Ucraina.